Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești din data de 30.09.2024. Este o ședință ordinară cu proiecte de hotărâre importante pe ordinea de zi. Dăm cuvântul doamnei președinte pentru a da curs lucrărilor ședinței ordinare. Vă rugăm, doamnă. Mulțumesc, domnule viceprimar, domnule secretar, stimați colegi, în conformitate cu prevederile articolului 133 și 134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești numărul 431/94 a 9/2024, Consiliul Local al orașului Dărmănești a fost convocat astăzi 30.09.2024 în ședință ordinară. La dezbaterile ședinței sunt prezenți fizic un număr de 12 consilieri locali și online un număr de 5 consilieri locali. 4, da. Urmează domnul Mane să ajungă imediat la ședința ordinară. Deci prezență fizică un număr de 13 consilieri și online un număr de 4 consilieri. Bun, mergem mai departe și avem pe ordinea de zi următoarele puncte. Începem cu aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din 30.09.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu un număr de 17 voturi pentru, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 30.08.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru, proiectul procesul verbal a ședinței ordinare din data de 30.08. a fost aprobat. Aprobarea procesului, punctul 3 pe ordine de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19.09.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 17 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din 19.09 a fost aprobat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, asigurarea infrastructurii pentru transporturi verde, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, inițiator al proiectului primar orașul Dărmănești. În dezbaterile pe comisii, proiectul a primit aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, vă rog. Aș dori eu să fac câteva completări. Vă rog. Avem un proiect cu fonduri europene, parte de infrastructură TIC, sisteme inteligente de management urban. Procedăm la actualizarea devizului general conform proiectului de hotărâre. La articolul 1 aprobăm devizul general actualizat al proiectului infrastructuri TIC, sisteme inteligente de management urban. Articolul 2 se aprobă devizul privind cheltuielile eligibile. Articolul 3 se aprobă devizul privind cheltuielile neeligibile. Valoarea totală a proiectului, a acestui proiect în fonduri europene, este de 2.971.667,61 de lei. Este un proiect care vine să îmbunătățească partea de digitalizare și de infrastructură ce ține de TIC, tehnologia informației. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, completări, dacă nu sunt, doamna președinte. Dacă nu sunt alte intervenții, precizez că în cadrul Comisiei Buget Finanții proiectul a primit aviz favorabil. Dacă nu mai sunt intervenții, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții,
dezvoltarea infrastructurii educaționale prin lucrări de modernizare, consolidare, eficientizare energetică, dotare și digitalizare a școlii gimnaziale locul din orașul Dărmănești, județul Bacău, proiect finanțat prin programul operațional regional Nord-Est. În cadrul comisiilor de specialitate, proiectul a primit aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, vă rog. Aș dori și aici să spun câteva cuvinte. Acest proiect de pe ordinea de zi vine ca să ne ajute la depunerea pe ADR Nord-Est a proiectului de renovare a școlii gimnaziale Plopu, din cartierul Plopu. O investiție de 8.098.431,69 de lei. Sunt mai multe obiective pe care dorim să le realizăm acolo. Obiectul numărul 1 este școala, este vorba despre școală unde avem lucrări de consolidare, avem lucrări de schimbare a învelitoare și totodată avem digitalizarea școlii. Un al doilea obiect este grădinița din studiul pe care l-am făcut și pe care îl aprobăm astăzi, și anume daliul la acest obiectiv, a rezultat că grădinița, conform expertizei tehnice, trebuie demolată și în locul acesteia să fie construită una nouă, iar un alt obiect este amenajarea curții exterioare unde vom prinde și un teren de fotbal. După cum am propus în proiectul de hotărâre, se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI. Conform anexei 1, avem și o arhitectură a școlii acolo, cum o să arate. În ședința ulterioară sau într-o altă ședință extraordinară, trebuie să aprobăm și celelalte faze ale proiectului, ca până pe 30 octombrie să putem să mergem să depunem acest proiect la ADR Nord-Est. La articolul 2 se aprobă devizul general, la articolul 3 se aprobă valoarea totală a proiectului, dezvoltarea infrastructurii educaționale prin lucrări de modernizare, consolidare, eficientizare energetică, dotarea și digitalizarea școlii gimnaziale Plopu din orașul Dărmănești, județul Bacău, în sumă de 6.822.938,32 lei fără TVA, la care se adaugă cota de TVA, rezultând o valoare, după cum spuneam mai înainte, de 8.098.431,69 de lei. Doresc să mai precizez faptul că valoarea eligibilă este de 7.613.173,20 lei, iar suma neeligibilă, cota UAT orașul Dărmănești, este de 485.258,49 de lei. Este un proiect foarte, foarte important pentru toți elevii care frecventează cursurile la școala gimnazială din Plopu. O să venim cu o clădire nouă, cu tot ce ține de digitalizare, un teren de fotbal și o grădiniță. Dacă sunt întrebări, Dacă nu sunt alte intervenții, să punem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat a orașului Dărmănești a 5 loturi de teren situate în intravilanul localității. În cadrul dezbaterilor în ședințele pe comisii, proiectul a primit aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, vă rog. Doresc să precizez și aici câteva lucruri. Primăria UAT orașul Dărmănești este într-un continuu proces de atestare la domeniul privat sau domeniul public, depinde de ce obiectiv avem, a terenurilor aflate pe raza administrativ-teritorială a orașului. Aici vorbim despre cererile pe care un număr de 5 cetățeni le-a făcut
a avut înainte contract de concesiune, iar pentru actualizarea contractului de concesiune trebuie să atestăm aceste terenuri, aceste loturi la domeniul privat al UAT Orașul Dărmănești și după care să le concesionăm. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt alte întrebări și nici intervenții, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe. Punctul numărul 7 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Dărmănești în cadrul Consiliilor de Administrație, precum și ale Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității, la nivelul unităților de învățământ pe universitate pe raza Orașului Dărmănești, județul Bacău. Cred că ar trebui să fac precizarea că în cadrul discuțiilor avute pe comisii am stabilit că rămânem cu aceeași componență a acestor comisii. Da. Și avizul a fost favorabil ca să mergem așa în continuare până la modificările care vor surveni. Dacă sunt intervenții aici? Da, aș dori să precizez câteva lucruri și aici, la acest proiect de hotărâre. Avem adresele trimise din partea unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. Pentru ca să respectăm termenele și legea în vigoare, a trebuit să promovăm acest proiect de hotărâre, prin care am propus ca consilierii locali să facă parte din consiliile de administrație a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești, după cum urmează. La Liceul Tehnologic Dărmănești avem la punctul numărul 1 domnul Buzatu Mihai și doamna Mocondureanu Ioana, membru în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității domnul Debrețini Tiberiu. La școala gimnazială Plopu Dărmănești, membri în Consiliul de Administrație, doamna Nicodim Elena și doamna Pop Iuliana, membru în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, domnul Alexa Vasilica. La școala gimnazială numărul 2, membri în cadrul Consiliului de Administrație, doamna Stoica Adriana Cotfas Vasile, membru în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, doamna Verdeș Mirela. La școala gimnazială numărul 3, membri în cadrul Consiliului de Administrație, domnul Chiper Gheorghe și domnul Ilea Fănel, membru în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, domnul Manea Ilie. O să aprobăm acest proiect de hotărâre. Supun spre aprobarea acest proiect de hotărâre ca ulterior, după constituirea noului Consiliu Local, să venim și să actualizăm cu noi membri din Consiliul Local. Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abținere, doamna, este... O abținere. Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe. Punctul numărul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap, constituită prin hotărârea Consiliului Local numărul 20 din 2018, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul discuțiilor avute prin Comisia de Specialitate, proiectul a primit aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, doresc să fac și aici câteva precizări. Având în vedere că în organigrama primăriei Dărmănești s-au mai produs modificări cu privire la personal, a fost necesară actualizarea Comisiei de Analiză, respectiv președinte Paierele Cosmin, membrii doamna Nicodim Elena, doamna Pădureanu Gabriela, inspector Direcția de Asistență Socială, doamna Pop Iuliana, consilier local, doamna Pescaru Oana, inspector Direcția de Asistență Socială, doamna Crețu Valeria, inspector Serviciu Economic, doamna Simon Eugenia, inspector superior Direcția de Asistență Socială, iar lucrările de secretariat vor fi asigurate de către doamna Crețu Valeria, inspector la Serviciu Economic. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru?
Abțineri împotrivă. 17 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi, diverse. Dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt. Dacă nu sunt înscrieri, vă mulțumim pentru prezență. Declarăm lucrările ședinței ordinare din data de 30 ianuarie închise. Mulțumim.